Is that the right screen, Brother Igor? You can, do you hear me all right and see the slide? I'm just wondering. Yes, that's all right. You're right, the screen's fine, okay. Dear brethren, it is indeed Dragi frați, este într-adevăr o mare bucurie și o binecuvântare să fiu cu voi online. Vă aduc dragostea creștină din partea tuturor fraților australieni. Le mulțumesc fraților din Kampala pentru invitația lor amabilă de a împărtăși cu voi câteva gânduri despre o jertfă plăcută cu câteva lecții din aranjamentul cortului întâlnirii. Jertfele plăcute sunt motivate de principii dumnezeiești bine definite. În Evrei 13, de la 10 la 16, citim: Noi avem un altar de la care n-au drept să mănânce cei care slujesc în cort, căci trupurile animalelor, ale căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, ca jertfă pentru păcat, sunt arse afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească poporul cu însuși sângele său, a suferit dincolo de poartă. Să ieșim, deci, afară din tabără, la el, purtând bajocorirea lui. Căci noi nu avem aici o cetate care rămâne, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el, deci să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Cuvântul altar se referă la dispoziția care prin harul lui Dumnezeu a fost sfințită prin sângele lui Iisus Hristos. Acolo putem prezenta ca jertfă tot ceea ce avem și ceea ce sperăm ca ființe umane îndreptățite. Astfel ne împărtășim din bogăția Harului Divin, care ne-a fost dat în marea speranță de a deveni împreună moștenitor cu Fiul Său glorificat. Așadar, în Evrei 13 cu 10 avem un altar superior. Este Hristos și jertfa sa consacrată. Și acesta este din reprintul 5492. Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel pentru a obține viața și moștenirea pământească promisă, cerea ascultarea de lege. Trebuie să fie aprobat prin sângele jertfei care era sfințit de altar. Legământul pe care îl încheiem cu Dumnezeu se bazează pe jertfe mai bune și pe promisiuni cerești. Altarul pe care este făcută acceptabilă jertfa noastră este sfințit de sângele lui Iisus. Cei care caută să câștige viața prin respectarea legii nu au dreptul să mănânce sau să-și însușească lucrurile sfințite pentru chemarea cerească. Biblia arată că jertfa este singurul mijloc care provine de la Dumnezeu și este recunoscută de El ca modalitate prin care dreptatea poate fi satisfăcută și omul poate fi restabilit la împăcarea cu Dumnezeu. Jertfa este legată de restabilirea legământului rupt dintre Dumnezeu și om. Jertfa pentru păcat arată că acest legământ a fost rupt de către om. Dar așa cum se ilustra în tipurile din cortul întâlnirii, acesta este acum în curs de restabilire prin rânduiala lui Dumnezeu, prin aducerea unei jertfe perfecte și acceptabile. Moartea jertfei pentru păcat în ritualurile din ziua ispășirii însemna că moartea răufăcătorului era meritată din cauza păcatului, iar moartea înlocuitorului va fi acceptată prin rânduiala și harul lui Dumnezeu. Jertfa de ispășire a păcatului a fost de asemenea o mărturie a stării păcătoase omului și a faptului că plata păcatului este moartea, dar că Dumnezeu a oferit o împăcare prin moartea unui înlocuitor indirect. Deși semnificația ceremonială a arderii de tot era o indicație a acceptării lui Dumnezeu, totuși stropirea sângelui jertfei în jurul altarului indica o relație între sacrificiu și acceptare, între jertfa pentru păcat și arderea de tot. Arderea întregului miel pe care preotul își pusese mâinile însemna devotamentul complet al celui care făcea sacrificiu.
Așa cum arderea întregii jertfe era esențială pentru ceea ce reprezenta, tot așa și moartea voinței umane este esențială pentru consacrarea deplină față de Dumnezeu. Jertfele de mâncare, jertfele de mulțumire și jertfele din cele din tâi roade erau toate jertfe în semn de laudă recunoscătoare pentru părtășia restabilită și binecuvântările primite. Un sacrificiu înseamnă abandona sau a te lipsi de ceva dorit de tine, la care renunți voluntar pentru a mulțumi pe altcineva. Scripturile vorbesc despre jertfă atât în sensul de jertfă de ispășire, cât și în sensul de jertfă de laudă, fapte bune și împărtășirea a ceea ce facem, ce avem. În 1 Ioan 2 cu 2 și 4 cu 10. Darurile noastre și ceea ce facem trebuie să ne coste ceva pentru ca ele să fie considerate ca sacrificii. De asemenea, jertfa trebuie să fie făcută din motive corecte pentru a avea spiritul care era în Dumnezeu atunci când a plănuit mântuirea omenirii. Cunoscând dinainte starea iremediabilă a creației sale umane, rezultată din neascultare, dragostea și mila sa au pus la cale o modalitate de a restabili omenirea prin sacrificiu. Calea lui Dumnezeu avea să constituie pentru totdeauna exemplu suprem de iubire altruistă. Timp de 34 de ani, el și-a refuzat plăcerea de a fi cu fiul său și seninătatea lui fericită în folosul creaturilor nevrednice făcute după chipul și asemănarea sa. Planul de răscumpărare, cu toate pregătirile sale minunate, inclusiv crearea familiei divine a lui Dumnezeu, a fost prevăzut dinainte de întemeierea lumii. Prin acțiunea tuturor atributelor divine, planul său a fost predestinat chiar și atunci când a fost creat Logosul. În 1 Petru, capitolul 1, de la 18 la 21, ne atrage atenția asupra jertfei lui Dumnezeu. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scumpele lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în timpurile din urmă pentru voi, care prin el credeți în Dumnezeu, care l-a înviat dintre cei morți și a dat slavă, pentru ca credința voastră și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Planul divin a fost centrat în întregime în Hristos. Atât Petru cât și Pavel declară că a fost înainte de întemeierea lumii. Biserica nu putea fi avută în vedere decât prin moartea anticipată a lui Hristos ca răscumpărare. Ne amintim că Iisus a rugat și acum, Tată, preamărește-mă la tine însuți cu slava pe care aveam cu tine înainte de a fi lumea. Ioan 17:5. Cunoscând plăcerea lui Dumnezeu de a răsplăti credincioșia, Iisus a avut încredere că moartea sa pe cruce nu-i va pune capăt existenței sale, dar nu a dorit cu lăcomie să uzurpe o înălțare mai mare, ci doar ceea ce a avut înainte. Amintindu-și de jertfirea lui Isaac de către Avram, Iisus a mers de bunăvoie la Iordan. În deplină loialitate și supunere față de Tatăl Său, Fiul s-a bazat pe planul drept al Tatălui Său. La Iordan, Iisus a fost legat în mod figurat și pus pe altarul de jertfă. În următoarele 40 de zile a ajuns să înțeleagă pe deplin scopul Tatălui pentru transferarea din starea cerească în cea pământească. Atributele lui Dumnezeu sunt inerente în el, demonstrate în lucrarea de răscumpărare. Ele manifestă gloria lui Dumnezeu pe măsură ce scopul său divin se desfășoară. Înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea există pentru că el există. De ce a fost acceptată jertfa lui Abel și nu cea lui Cain? Examinând cuvintele ebraice din Geneza 4:4, citim, Abel a adus și el din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Vedem că Abel a adus primul rod al turmei sale, în text scrie Becora,
ceea ce înseamnă o femelă întâi născută din oi sau capre. Traducerea lui Young spune că Abel a adus o femelă din turma sa, chiar din cele mai grase. Dumnezeu trebuia să o aibă pe prima și cea mai bună din turma sa. Așa că Abel s-a străduit să aleagă ca dar cea mai grasă și cea mai bună dintre întâile sale născute. Este un punct de interes de ce Abel a ales o femelă în locul unui mascul, cu mii de ani înainte ca legea mozaică să prevadă jertfe de sex feminin. Deuteronom 12:6, 14:23 și Neemia 10:36 folosesc becora atunci când se foloseau întâile născute. Leviticul 27:26, Numeri 3:41, capitolul 28:17 și Deuteronom 15:19 folosesc becor pentru întâi născuți. Jertfa de mulțumire trebuia să fie din întâi născuți, fie că erau mascul sau femele, animale sau roadă, pe principiul de bază că întâi născut din orice lucru este în mod special al Domnului și ar trebui să-i se dea lui. Exodul 13:2. Cain nu a adus ce era mai bun din producția sa, după cum arată cuvintele ebraice folosite. Primele roade, în cazul cele mai timpurii recolte care s-au copt, este bicar. Primele roade din cele mai bune produse este reșit. Amândoi acești termeni sunt folosiți pentru a descrie jertfele de mâncare din cele din trei roade în Israel. Termenul pentru roade în general este peri. Și acesta este chiar cuvântul ebraic folosit pentru jertfa lui Cain în Geneza 4:3. După un timp oarecare, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Vedem clar cum Cain nu a adus din primele sale roade, așa cum a făcut Abel. Cain a adus doar roadele muncii sale, dar aceasta nu a fost cele mai bune, cele mai alese sau cele mai timpurii recolte ale sale. Acesta este motivul pentru care jertfa sa a fost respinsă. El a fost foarte neglijent, oferind doar ce era mai la îndemână, fără a face vreun efort pentru a oferi ceea ce era mai bun. De aceea a adus Abel o jertfă mai bună decât Cain. Ne spune în Evrei 11:4. Atotputernicul nu putea accepta decât ceea ce avea mai bun, iar Cain nu a făcut acest lucru. De asemenea, starea inimii celor doi a fost foarte importantă. Inima lui Abel era bună, cea lui Cain nu era rea. În Leviticul, capitolele 8, 9 și 16, avem trei ceremonii speciale din cartea Leviticul, care au fost instituite de Dumnezeu pentru a transmite aspecte esențiale ale planului său de răscumpărare a lumii. Prima a fost consacrarea preoției în Leviticul 8, apoi ceremonia din ziua 8, care a urmat consacrării preoției în Leviticul 9, și apoi ziua ispășirii, Leviticul 16. Există multe asemănări între ele, deoarece fiecare serviciu prevedea o jertfă pentru păcat, o ardere de tot și stroperea cu sânge pe altarul de aramă. Includerea unei jertfe pentru păcat în fiecare dintre ele indică faptul că toate aceste trei capitole au legătură cu veacul evanghelic într-un fel sau altul. Pentru a înțelege de ce aceste trei ceremonii au fost date în Leviticul, trebuie să vedem diferențele dintre ele. Fiecare dintre ele descrie un aspect diferit al jertfei pentru păcat. Prima ceremonie de consacrare a preoției din Leviticul 8 arată ce înseamnă jertfa pentru păcat pentru Iisus și biserică. Ea a necesitat întregul lor devotament sau consacrare. Leviticul 9 evidențiază efectul viitor al jertfei pentru păcat asupra omenirii, așa cum se arată atunci când focul din cer mistuie jertfele, iar oamenii cad cu fața la pământ și se închină lui Dumnezeu. În cele din urmă, Leviticul 16 se concentrează asupra aspectului important al modului în care jertfele pentru păcat satisfac dreptatea lui Dumnezeu. Portul întâlnirii avea nevoie de o preoție înainte de a se putea oferi orice fel de jertfe.
Instrucțiunile pentru această ceremonie se găsesc în Exodul 29, precizând că această slujbă îi va sfânți pe cei care vor servi în acest rol special. Doar Aaron și fiii săi au fost aleși pentru a fi rânduiți în această poziție onorată. Leviticul 8, 1 și 2, și Domnul a vorbit lui Moise spunând, ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele, untdelemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa pentru păcat, cei doi berbeci și coșul cu azim. Pentru cei care doresc să fie membri ai preoției antitipice a lui Dumnezeu, un studiu al acestei ilustrații din 7 părți ajută la verificarea consacrării noastre. 7 este un simbol al perfecțiunii sau al deplinătății. Posibil că Dumnezeu arată caracterul complet al celor care sunt chemați. O trăsătură unică a capitolului 8 din Leviticu este rolul central al lui Moise. El a furnizat animalele de sacrificiu, hainele preoțești și azimile. El i-a spălat pe Aaron și pe fiii săi și a îmbrăcat pe fiecare cu hainele lor. A continuat cu ungerea mobilierului, portului întâlnirii și apoi cu ungerea lui Aaron și a fiilor săi. Așadar, rolul important al lui Moise a fost unic și nu se regăsește nicio altă ceremonie a portului întâlnirii. Deoarece Moise a fost furnizorul și supraveghetorul tuturor, el îl reprezintă pe Dumnezeu. Salvarea din păcat și din moarte, deși acum este ispășită legal, este totuși un dar. Dreptatea a condamnat rasa noastră din cauza păcatului, dar înțelepciunea lui Dumnezeu călăzuită de iubire a oferit o cale pentru educația și binecuvântarea finală a rasei noastre. Prin înțelegerea condiției căzute a omului și a scopului final al lui Dumnezeu, obținem o imagine frumoasă a caracterului său măreț. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nicio schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:17. Jertfa propriu-zisă a fost oferită de Domnul nostru, dar trupul său uman perfect a fost pregătit de Dumnezeu. Acest lucru este ilustrat de Moise, oferind jertfa pentru păcat în Leviticul 8. Dumnezeu a planificat o preoție care să ajute la împăcarea lumii cu el. În versetul 12, marele preot a fost uns cu untdelemnul sfânt al ungerii. Acest untdelemn reprezintă Spiritul Sfânt. Supreoții nu au fost unși direct, dar au fost incluși sub ungerea lui Aaron. Biserica urmează un model similar. El ne-a rânduit mai dinainte pentru înfiere prin Iisus Hristos, pentru sine, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în Cel prea iubit. Efeseni 1, 5 și 6. Ca membri ai preoției, biserica este rânduită de Dumnezeu după buna plăcere a voii sale. În Efeseni 1, de la versetul 10, 13 și 14, citim, pentru administrarea plinătății timpurilor, pentru a uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ, în care și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite spre lauda slavei Lui. Vedem, unirea tuturor lucrurilor în Hristos este lucrarea preoției unse. Cei care au fost chemați la această lucrare ar trebui să prețuiască cu adevărat perspectiva de a ajuta lumea într-un mod pe care nicio instituție umană nu ar putea spera să realizeze vreodată. Un sacrificiu de bunăvoie din partea inimii doritoare este important. Un alt aspect unic din Leviticul 8 este sacrificarea unui singur animal ca jertfă pentru păcat, un vițel. Atât în Leviticul 9 cât și în Leviticul 16, două animale compuneau jertfa pentru păcat, un vițel și un țap. Acest lucru arată că atunci când Dumnezeu și-a format planul de mântuire, intenția sa a fost ca cei care vor compune jertfa să fie uniți și considerați de Dumnezeu ca o singură jertfă.
Cu toate acestea, jertfa pentru păcat era de fapt în două părți, ilustrate de vițelul și țapul din Leviticul 9 și 16. Dar în instituirea preoției din Leviticul 8, accentul este pus pe unicitatea scopului care este subliniat, de aceea apare o singură jertfă pentru păcat, Leviticul 8. După ce jertfa pentru păcat a fost înjunghiată, adică vițelul, sângele său a fost pus pe coarnele altarului de aramă și turnat la baza acestuia, iar Moise l-a sfințit, Leviticul 8 cu 15. Acest lucru ilustrează obiectivul lui Dumnezeu că ca meritul lui Iisus, prin jertfa pentru păcat a Iisus și a bisericii, să ofere un mijloc pentru jertfele acceptabile ale lumii. Atunci calea spre Dumnezeu va fi sfințită. Biblia detaliază de asemenea procedura pe care trebuie să o urmăm pentru a fi recunoscuți de Tatăl Ceresc ca fiind identificați cu preoția antitipică. Aceasta înseamnă omorârea propriei noastre voințe, renunțarea la voința noastră în favoarea lui Dumnezeu și prezentarea unei jertfe plăcute lui. Așa cum sângele vițelui pentru jertfă pentru păcat a curățat altarul de aramă, tot așa moartea și sângele lui Iisus fac ca micul nostru tot, sau jertfă, să fie acceptabil. Căci nimic nu se poate întâmpla fără jertfa lui Iisus. În Leviticul 8, 16 și 17, Moise nu a ars întregul vițel pe altarul de aramă, ci doar organele alese ale vițelului, cei doi rinichi, praporul, ficatului și grăsimea din părțile interioare. Grăsimea este un simbol al zelului, iar zelul, atât al lui Iisus, cât și al urmașilor săi, este plăcut Tatălui Ceresc. Restul vițelului, pielea, carnea și balega lui, au fost arse toate afară, în afara taberei, dar numai cele câteva organe au fost puse pe altar. Când Iisus a spus, râvna pentru casa ta mă mistuie, acest zel era grăsimea antitipică de pe altar, care făcea să ardă flăcările. Ioan 2 cu 17. Posibil ca acea grăsime, care era acceptabilă pe altarul de aramă din curte, să reprezinte entuziasmul și zelul nostru de a face voia lui Dumnezeu. Apoi în Leviticul 8 cu 18, Moise a apropiat apoi berbecul pentru arderea de tot și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Se numea berbec pentru arderea de tot pentru că a fost ars în întregime. Leviticul 8 cu 20 și 21 a tăiat berbecul în bucăți și Moise a ars capul, bucățile și grăsimea. A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și Moise a ars tot berbecul pe altar. Aceasta a fost o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Ardere de tot, așa cum este descrisă în altă parte, capul era pus pe altar, apoi diferite părți ale animalului erau așezate lângă cap, ca și cum animalul ar fi fost întreg, dar de fapt era tăiat în bucăți. Bucățile fiind așezate lângă cap, ilustrează faptul că membrele individuale ale corpului nu sunt considerate animalul întreg, decât dacă sunt așezate toate împreună lângă cap. Bucățile alese erau așezate lângă cap, dar capul nu avea nevoie să fie spălat. Capul reprezintă pe Iisus, care era deja neprihănit. Fiind sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, el nu avea nevoie de spălare, în timp ce membre corpului, ilustrate în versetul 21, erau spălate. Așadar, cei identificați ca fiind creștini au nevoie de spălare. Evrei 7:26. Membrele trupului sunt recunoscute ca făcând parte din acea jertfă, deoarece bucățile erau așezate în continuarea capului, iar animalul era jertfit în întregime. Arderea de tot a lui Iisus a fost terminată de la calvar și de la cincizecime până la o dată în viitor, berbecul arderii de tot din Leviticul 8 continuă cu membrele trupului. Pielea, copitele și bălegarul erau de asemenea îndepărtate, altfel părul ars ar fi fost un miros urât. Aceste părți erau arse în afara taberei. Arderea animalului șupuit avea loc în curte. Capul berbecului era imaginea îndreptățirii reale, în timp ce părțile corpului berbecului reprezentau îndreptățirea socotită.
În Leviticul 8 citim despre procedeul cu berbecul de consacrare într-un mod neobișnuit. Versetul 22. Apropiat apoi celălalt berbec, berbecul pentru consacrare, și Aron și fiul lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea ureche trepte a lui Aron, pe degetul cel mare al mâinii trepte și pe degetul mare de la piciorul lui cel drept. A apropiat pe fiul lui Aron, iar Moise a pus sânge pe marginea urechilor drepte, pe degetul lor cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept. Și Moise a stropit sângele de pe altar de jur împrejur. Leviticul 8, de la 22 la 24. Rolul lui Moise în aplicarea sângelui pe urechea dreaptă, pe degetul mare de la mână și pe degetul mare de la picior al preoților descrie implicarea lui Dumnezeu în umblarea noastră consacrată. El așteaptă consacrarea noastră deplină, demonstrată prin sânge aplicat pe ureche, pe deget, degetul mare de la mână și de la picior. În antitip, sângele de pe urechea dreaptă arată responsabilitatea gândurilor noastre, a minții noastre de a auzi cuvântul Lui, de a asculta chemarea de a ne consacra. Urechea comunică creierului. Astfel, urechea înțelegerii noastre aparține Domnului. Cu mintea noastră consacrată, urechea trebuie să ne gândim la lucruri mai bune, la lucruri mai înalte. Aceasta trebuie să facem pentru a fi o jertfă acceptabilă. Sângele berbecului de consacrare arată responsabilitatea lui Aron și a fiilor săi față de Dumnezeu. Degetul mare reprezintă activitățile noastre, tot ce găsește mâna ta să facă, făcut toată puterea ta, ca pentru Domnul. Eclesiastul 9:10. Mâna dreaptă este un simbol al favorii. Așadar, sângele de pe degetul cel mare al mâinii drepte înseamnă că trebuie să-L slujim pe Domnul din toată inima și să facem cu puterea noastră ceea ce mâinile noastre găsesc de făcut. Degetul cel mare de la piciorul drept reprezintă umblarea noastră creștină. Croiți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel care își căpătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Evrei 12:13. Noi încercăm să umblăm. Noi trebuie să facem tot ce putem, încercând să umblăm cu chipzuință pe căile stabilite în mod divin pentru a oferi o jertfă plăcută Lui. Observăm că Aron și fiii săi au fost prezenți în fiecare dintre aceste aplicări de sânge. Deci această ilustrație a început cu Iisus la Iordan. El a trăit o viață consacrată până când jertfa sa s-a consumat în credincioșie până la moarte. Biserica are aceeași responsabilitate, așa cum a fost exemplificat în consacrarea apostolilor și arătat la cincizecime. Prima binecuvântare de jertfa răscumpărătorului a fost oferită în acest veac evanghelic celor care au o ureche de auzit și o inimă apreciativă. Această binecuvântare este aproape uluitoare. Ea are ca scop o binecuvântare și mai mare pentru aceia dintre oameni care se întorc de la păcat și acceptă prin credință harul lui Dumnezeu în Hristos și își prezintă trupurile lor ca jertfe vii în consacrare deplină, angajându-se să umble în urmele lui Isus. Roman 12:1. Acestora, în timpul veacului evanghelic și până la completarea numărului celor aleși, răscumpărătorul le va atribui meritul jertfei sale pentru ca jertfele lor să fie acceptabile în ochii lui Dumnezeu, cu scopul de a suferi cu El în trup și de a avea parte cu El în conceperea de spirit, acum și la nașterea pe plan spiritual la înviere. Deci, prin extrapolare, plecarea sângelui a continuat odată cu preoția și încă nu s-a sfârșit, deoarece biserica nu este încă completă. Spălarea, îmbrăcămintea și ungerea ilustrează trecutul. Primul animal, vițelul pentru jertfa de ispășire, a început la Iordan și continuă până la o dată viitoare. Al doilea animal, berbecul pentru arderea de tot, începe la fel de la Iordan până un punct în viitor. Cel de-al treilea animal, berbecul de consacrare, acoperă de asemenea aceeași perioadă de timp. Astfel, în fiecare ilustrație este implicată o ordine în care se repete de trei ori în perspective diferite. La toate cele trei animale din Leviticul 8, Aron și fiii săi și-au pus mâinile pe capul fiecărui animal indicând: acest animal ne reprezintă pe noi.
Iisus fiind reprezentat de Aaron, iar membrii trupului biserică fiind reprezentați de fiul lui Aaron. Versete 14, 18 și 22. Antitipul fiecărui animal, în timp ce era jertfit, începea de asemenea la Iordan. La vârsta de 30 de ani, Iisus a fost consacrat ca vițelul care reprezintă natura umană, carnea, umanitatea. Consacrarea sa a început la Iordan, iar umanitatea sa a fost pe altar până la răstignire. Astfel, în ceea ce îl privește pe Iisus, a fost nevoie de 3 ani și jumătate pentru ca vițelul să fie oferit. Restul vițelului, membrele trupului, este jertfit începând de la cincizecime și continuând de-a lungul veacului evanghelic. Evenimentul având loc în prima zi din cele 7, deducția este că lecția a fost acolo, dar noi trebuie să o ducem mai departe. Deoarece Aaron și fiii săi și-au pus toți mâinile pe vițel, acesta este o jertfă pentru păcat și va fi până când va fi consumat. Așadar, finalizarea procesului de consumare este încă în viitor. Dar mai era încă o altă aplicare a sângelui berbecului pentru o consacrare. Citim Leviticul 8:30. Și Moise a luat din lemnul pentru ungere și din sângele de pe altar, a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor, și a sfințit pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. De lemnul amestecat cu sângele consacrării era stropit peste ei, ilustrând că consacrarea noastră este acceptată doar pentru că suntem îndreptățiți prin sângele prețios al răscumpărătorului nostru. Astfel ni se spune că suntem acceptați doar în cel prea iubit. Efeseni 1:6. Tabernacul 4, pagina 46. Privind această chestiune din perspectiva Scripturilor, vom vedea că acestea vorbesc uneori despre Hristos și Biserică sub forma unui singur mare preot, Iisus, capul și biserica, corpul său, membrii săi consacrați și sacrificatori. Uneori Scripturile vorbesc despre noi ca despre o subpreoție, iar Iisus Hristos, care prezintă în capul acestei preoții, în toate aceste ilustrații, gândul este că, într-un anumit sens, noi participăm cu tot nostru la lucrarea sa. Capitolul 4:16. Amestecarea undelemnului cu sângele berbecului, consacrării, simbolizează intervenția lui Dumnezeu atunci când ne străduim să trăim o viață consacrată. Prin stabilirea acestui standard înalt de consacrare, Dumnezeu nu ne lasă fără ajutor divin. Prin intermediul Spiritului Său, El ne dirigează și ne conduce afacerile, cunoscând nevoia noastră de ajutor și de îndrumare. A trăi o viață consacrată nu este ceva natural pentru firea căzută. Doar cu Spiritul lui Dumnezeu, ca și îndrumător, poate fi menținută. Filipeni 4:13. Este foarte greu să păstrezi o jertfă vie pe altar. Apoi era coșul cu azime, care este menționat în Exodul 29, versetul 2, 3, 23 la 28 și Leviticul 8, 2, de la 26 la 29. Coșul conținea 3 feluri de azime făcute din făina de grâu. Pâinea simplă, pâinea frământată cu un de lemn, uleiul era amestecat în făină și plăcinte unse cu un de lemn pe din afară, Exodul 29:2. Pastorul a spus că pâinea simplă reprezintă îndreptățirea. Pâinea frământată cu un de lemn reprezintă sfințirea. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, sfințirea voastră, 1 Tesaloniceni 4:3. După ce încheiem un legământ de consacrare cu Spiritul Sfânt din noi ne face să dorim să-i facem plăcerea lui Dumnezeu. Cel de-al treilea fel de pâine, plăcintea unsă cu un de lemn, este speranța de a moșteni chemarea înaltă. Ne împărtășim din această speranță în timpul vieții prezente de această parte de văl. Accentul este pus pe asigurarea chemării și alegerii noastre și nu pe restabilire, deoarece studiem consacrarea preoției. Tabernacul, pagina 46. De aceea, mâncarea cărnii berbecului de consacrare și a pâinii din coș, în Exodul 29:32, în special a primei turte azime fără ulei, Leviticul 8:26, Exodul 29:23,
de către fiul lui Aaron are cam aceeași semnificație pentru noi, ca și însușirea pentru noi înșine în timpul cinei de amintire a meritelor omului Iisus Hristos. Ceea ce rămânea din berbecul de consacrare era fiert și mâncat de Aaron și de fiii săi, împreună cu restul de pâine, pentru a le asigura hrana pentru cele 7 zile. Porția luată în fiecare zi din carne și pâine trebuia să fie consumată în întregime, iar resturile, oase și așa mai departe, erau arse pe altarul de bronz. Cei consacrați s-au împărtășit din sângele pe tot parcursul veacului evanghelic și s-au împărtășit din pâine, carnea, trupul lui Iisus de asemenea. Împărtășirea din pâinea nedospită cu ocazia comemorării, prin urmare, înseamnă pentru noi, în primul rând, însușirea de către noi, prin credință, a îndreptățirii la dreptul de viață umană, un drept la viață umană, cu toate privilegiile ei, pe care Domnul nostru pe propria sa cheltuială l-a cumpărat pentru noi. Reprintul 5871. La începutul acestei ceremonii de consacrare, în versetul 6, observăm că Moise i-a spălat mai întâi pe Aaron și pe fiii săi și apoi i-a îmbrăcat. Așadar, Aaron a fost îmbrăcat în veșminte de glorie și frumusețe, chiar înainte de a oferi vreo jertfă. Leviticul 8, cu 6 la 9. Această ordine sugerează un alt aspect al umbrării noastre. În timp, Aaron a fost îmbrăcat în veșminte glorioase înainte de a aduce vreo jertfă, fie pentru el însuși, fie pentru popor. Credem că Dumnezeu a intenționat aici să arate că Aaron a primit aceste veșminte în acest moment, doar ca o garanție a moștenirii sale. Într-adevăr, aceste veșminte glorioase, deocamdată, erau ale lui Aaron doar prin posesie, deși nu prin proprietate. La fel, în momentul conceperii noastre, primim arvuna moștenirii noastre, dar moștenirea deplină ne așteaptă numai după ce vom fi îndeplinit cu credincioșie legământul nostru de jertfă până la moarte. Efeseni 1, 13 și 14. Și fratele Anton Frey, în notiția despre tabernacol, la pagina 497. Când Aaron a fost îmbrăcat în veșminte, veșmintele sale de glorie și frumusețe, îl vedem ca reprezentând pe Hristos glorificat, așa cum îl vede Dumnezeu. Iisus este capul și biserica este trupul său. Tabernacol, pagina 36-37. În volumul 5, pagina 444, această credincioșie, acest proces de moarte zilnică este o cerință esențială pentru întărirea chemării și alegerii noastre. Și acestora care merg cu credincioșie în urmele Domnului, ele promite gloria, onoarea și nemurirea rezervate biruitorilor credincioșilor care vor constitui membrii noi creații, chiar cei aleși. Cuvintele Domnului nostru sunt: fii credincioși până la moarte și îți voi da coroana vieții. Vedem că așa cum a fost cu Domnul și capul ei, la fel este și cu biserica. Consacrarea aduce primele roade ale Spiritului, credincioșia continuă binecuvântarea Spiritului cu bucurii și roade sporite, în timp ce terminarea cu credința legământului în moartea reală este esențială pentru primirea moștenirii depline. O parte în întâia înviere cu glorile și onorurile ei. Efeseni 1, de la 12 la 14 și Romani 8, cu 16 și 14. 17. Ne bucurăm să știm că, dacă suntem credincioși lui Dumnezeu, moștenirea noastră deplină ne va permite să ajutăm omenirea care a fost împotmolită în păcat, moarte și corupție. Avea capacitatea unei ființe divine și înțelepciunea de a conduce omenirea spre Dumnezeu este o bucurie care trebuie să umple inima fiecărui sfânt. Moștenirea noastră nu este o căutare a puterii, ci o dorință și o ocazie de a binecuvânta și de a ridica familia noastră umană. În timp ce vedem cum lumea noastră se luptă pentru fericire și este frustrată de eșecurile ei repetate, să știm că putem avea un rol în a-i aduce o fericire durabilă este una dintre marile perspective care stau în față pentru o preoție încă în curs de pregătire de către Dumnezeu. Ceremonia de consacrare a preoției a durat 7 zile.
Aceasta coincide cu cele 7 etape ale veacului evanghelic și confirmă că biserica participă la jertfă pentru păcat. Evenimentele din această ceremonie subliniază faptul că jertfa pentru păcat este legată de consacrarea fiecărui membru al lui Hristos. Odată cu adăugarea berbecului de consacrare și folosirea sângelui acestuia, se pune accentul pe modul în care jertfa pentru păcat al lui Iisus și a bisericii îi afectează personal. Suntem consacrați slujirii Domnului, nu doar pentru o parte din timpul nostru, ci pentru tot timpul. 7, numărul 7 arată de plinătatea. Exodul 29, cu 36 și 37, oferă detalii despre ceea ce trebuia să se întâmple în timpul celor 7 zile ale acestei ceremonii. În fiecare dintre aceste zile trebuia să fie adus un vițel pentru jertfa pentru păcat. Aceste versete pun accentul pe curățarea altarului. 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești, iar altarul va fi prea sfânt, așa că oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Apoi versetul 43 prezintă scopul stabilirii aranjamentului cortului întâlnirii. Acolo mă voi întâlni cu fiul Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Exodul 29 cu 43. Așadar, aceste 7 zile sunt o imagine a veacului evanghelic. Ele au fost concepute pentru a pregăti calea pentru ca Israel să se întâlnească cu Dumnezeu și să asiste la descoperirea slavei sale. Atunci când încercăm să înțelegem onoarea înaltă la care este chemată biserica, putem aprecia mai bine standardele înalte care se așteaptă la ea, de ea. Aceasta ar putea fi împărțită în 4 părți. Conduita evlavioasă, dezvoltarea caracterului, studiul scripturilor, slujirea și sacrificiul. Prima dată, conduita evlavioasă. Apostolul Pavel a scris prima sa epistolă către noua eclesie din Corint, Grecia, în 1 Corinteni 6, la 9 la 11, avertizându-i: nu știți că cine e drept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. Nu vă înșelați nici de strănați, nici idolatri, nici adulterii, nici efeminații, nici sodomiți, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bajocoritori, nici hrăpăreți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. După ce au fost spălați, ei nu ar trebui să se întoarcă la comportamentul anterior și nici cei consacrați. Pocăința de păcat este o condiție prealabilă pentru consacrare. Noi trebuie să fim ambasadorii Ierusalimului Ceresc. Este important să precizăm că un ambasador este un cetățean al unei țări. Pavel a clarificat acest lucru în cazul său și pentru cei care sunt acceptați de Dumnezeu și sunt concepuți de Spirit. Și în Filipeni 3:20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Coloseni 1:13, El ne-a îmbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său prea iubit. Noi, dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm, fierbinte numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. 2 Corinteni 5:20. Putem învăța din exemplu minunat de ambasador al lui Pavel și putem demonstra ca și el o slujire de împăcare acum. Comportamentul nostru asemănător cu cel al lui Hristos în această lume aduce un anumit ajutor și vindecare unei lumi care are nevoie de eliberare. Pentru cei care ne ignoră, noi semănăm semințele. Acest lucru ne va pregăti bine pentru reconcilierea la scară largă a întregii omeniri, la care vom participa, nemai fiind ambasadori, ci mai degrabă ca regi și preoți compătimitori cu Iisus. Ce speranță avem? Să ne străduim să urmăm mai îndeaproape exemplul acestui ambasador ideal al lui Hristos. Dezvoltarea caracterului. Caracterul creștin este calitatea interioară care produce în exterior o conduită creștină sfântă. Caracterul nostru este suma principiilor și calităților care se află în inima și în mintea noastră. Acestea ar trebui să facă parte din ADN-ul nostru. Cu toate acestea, Dumnezeu
cunoaște intenția inimii noastre, chiar și atunci când comportamentul nostru îmi exprimă intențiile sau când comportamentul nostru este înțeles greșit de alții. Cum gândește omul în inima lui, așa este el. Proverbe 23:7. Păzește-ți inima cu toată grija, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23. Este atât de ușor doar să te lași dus de val acestei lumi. Dar cel care și-a consacrat viața lui Dumnezeu trebuie să împotrivească acestui lucru, știind că spiritul lumii îndrumă contrar spiritului lui Dumnezeu. Și să nu vă luați după chipul veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții. Romani 12:2. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmașie cu Dumnezeu? Așadar, oricine vrea să fie prieten cu lumea, este vrăjmașul lui Dumnezeu. Iacov 4:4. Dezvoltăm caracterul creștin acceptând valorile spirituale și aplicându-le în experiențele zilnice pe care le avem. Apostolul Pavel ne oferă o listă pentru caracterul creștin. Prada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, blândețea, bunătatea, credința, blândețea, cumpătatea. Din Galateni 5:22-23. Apostolul Petru enumeră și el, adăugând cu toată săgâința, adăugați la credința voastră virtutea, cunoștința, cumpătatea, răbdarea, evlavia, bunătatea frățească și caritatea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și abundă, vi se va servi din belșug o intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. De aceea nu voi neglija să vă aduc mereu aminte de aceste lucruri, deși le cunoașteți și sunteți întemeiați în adevărul prezent. 2 Petru 1, la 5 la 12, rezumat. Cei care și-au consacrat viața lui Dumnezeu să se asigure că se gândesc la cele de sus, Coloseni 3:2, și să caute zilnic să-și dezvolte caracterul în aceste calități. Studiul Scripturilor. Dacă suntem consacrați lui Dumnezeu, vom dori să cunoaștem planul Său, astfel încât să fim în armonie cu El, în a oferi o jertfă acceptabilă și să lucrăm în acord cu El. În vremea apostolului Pavel, mulți dintre compatrioții săi evrei aveau o râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Roman 10:2. Ar trebui să fim zeloși, dar zelul nostru ar trebui să fie dirijat de o cunoaștere exactă a planului divin. Cei care s-au consacrat lui Dumnezeu vor dori de asemenea să cunoască planurile și scopurile sale, care se realizează acum. Acest lucru nu se poate face decât prin studierea Scripturilor, cu ajutorul diferiților învățători, ajutor pe care El îi oferă prin intermediul Spiritului Sfânt. Să ne familiarizăm cu Biblia ca să știm ce conține, să folosim mijloacele de studiu pe care le avem, cum ar fi volumele, reprinturile și umbrele cortului întâlnirii. Studierea lor este o fereastră spre cer. Studiați adevărul cu Biblia în mână. Luați-vă timp din viața de zi cu zi pentru a citi și a vă gândi la problemele adevărului, ca să umblați într-un chip vrednic cu Domnul, crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, Coloseni 1:10. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoașterea deplină și în orice pricepere, Filipeni 1:9. Nici o lucrare nu este mai nobilă și mai nobilatoare decât studiul referențios al scopurilor revelate ale lui Dumnezeu, planul divin, Aviaculor, pagina 13. Ultimul subiect este serviciul și sacrificiul. O parte a vieții consacrate este slujirea activă pentru cauza lui Hristos, sacrificând interesele pământești pentru lucrarea noastră spirituală. Acest lucru înseamnă să ne extindem timpul, puterea, energia, talentele și mijloacele noastre pentru cauza Domnului. Acestea va include participarea la adunările poporului Domnului, chiar și prin cele mai moderne mijloace, cum ar fi internetul, mai degrabă decât să ne petrecem timpul pentru noi înșine, urmărind hobby-uri și activități în această lume. Circumstanțele fraților consacrați în Hristos vor varia, dar fiecare ar trebui să caute ocazii de a servi adevărului și de a-i ajuta pe frați. Apostolii Domnului nostru ne-au îndemnat să facem acest lucru și ne-au dat exemplu în acest sens în propriile lor vieți. Și chiar dacă sunt tornat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur împreună cu voi toți.
Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Filipeni 2 cu 17 și 18. Consacrarea preoției lui Israel se aplică și la noi astăzi, deoarece suntem chemați să fim preoția lui Dumnezeu, să împăcăm lumea cu Dumnezeu în timpul împărăției milenare a lui Hristos. Ar trebui să fim consacrați lui Dumnezeu, așa cum a fost acei preoți, dar și mai profund, deoarece avem parte de adevărata hrană la timp potrivit. În concluzie, trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeu a avut atâta grijă să creeze tipurile și antitipurile pentru învățătura noastră, 1 Corinteni 10 cu 11. Prin intermediul lor, avem dezvăluite crâmpeie din mintea sa divină. Prin compararea diferitelor ceremonii ale cortului întâlnirii, ordinea și armonia planului Dumnezeu sunt atât de magnific evidente. Atributele sale divine se manifestă în timp ce El dirigează cursul istoriei umane spre eventuala ei restabilire și binecuvântare. Aceasta pictează cel mai frumos tablou al acelei păci universale care va veni numai printr-o jertfă și devotament acceptabile. Speranța noastră pentru acest viitor glorios este întărită atunci când studiem aceste ritualuri străvechi. Cina de amintire este un timp special în care ne amintim de jertfa Domnului nostru Iisus pentru noi și pentru întreaga lume. Este un timp deosebit de potrivit pentru a ne gândi la consacrarea noastră lui Dumnezeu. Dumnezeu continuă să selecteze dintre bărbații și femeile credincioase o clasă aleasă pentru o onoare deosebită. Această clasă va domni cu Hristos în ceruri, ca și conducători spirituale ai lumii. Ei vor fi regi, preoți, judecători și salvatori pentru a conduce restul lumii într-o veacă al dreptății, evlaviei și adevărului. Acest program va include toți morții din veacurile trecute, în viață la viață, în timpul mileniului. În timp ce Satan și demonii să-i conducă acum lumea în păcat și ignoranță, în curând, Hristos și Sfinții Săi vor conduce lumea spre ascultare și înțelegere. Cum spune în Apocalipsa 20, de la 1 la 3 și versetul 6. Dumnezeu ne face administratori peste ceea ce avem. El observă cu cea mai mare atenție modul în care ne folosim talentele noastre de timp, abilități, mijloace și influența care sunt acum plasate sub controlul noii creaturi. În timpul umblării noastre consacrate pe acest pământ, suntem judecați după faptele noastre. Aceste fapte nu ne pot îndreptăți, dar ele reprezintă dezvoltarea noastră în asemenea cu Hristos pentru a ne arăta aprecierea noastră față de bunătatea Domnului. Ceea ce dorește Dumnezeu este ca omenirea, după chipul și asemănarea caracterului său, să facă dreptatea, să iubească mila și să umble smerit cu Dumnezeul lor. Dumnezeu asociază jertfa acceptabilă prin dăruirea noastră cu modul în care ne conduce în viață. Lauda pe care o aducem cu buzele noastre, modul în care ne folosim talentele în slujba sa, făcând bine tuturor, pe măsură ce avem ocazia, împărtășind mijloacele pe care le avem, comunicând cunoașterea binecuvântată a voinței și scopului său, este esențial să îi predăm lui voința noastră. Trebuie să ne dezvoltăm standarde înalte în umblarea noastră zilnică, să arătăm o conduită evlavioasă, să avem o dezvoltare continuă a caracterului, să studiem scripturile, să oferim servicii și cea mai bună jertfă acceptabilă pentru a face parte din preoția lui Melchisedec. Ei vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor domni cu el, Hristos, 1000 de ani. În Apocalipsa 20:6. Să ne consacrăm acum viețile, dragi frați, lui Dumnezeu, oferind jertfe acceptabile, pentru ca mai târziu să putem sluji împreună cu El la ridicarea lumii. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, dragii mei frați, în această misiune. Amin.